eram un singuratic pentru că pur și simplu preferam să îmi pun o mască pe față și să vadă oamenii ceea ce vreau eu să vadă. Prin hobby-urile mele am încercat să găsesc o identitate a mea. Totuși ceva lipsea. Conștiința m-a apăsat și spunea că nu este în regulă. Dar n-am găsit niciodată o cale de ieșire, o portiță. Hobby-urile mele erau rock-ul, eram absorbit de literatură, adică Stephen King era unul dintre autorii mei favoriți, scria literatură horror. Și acolo vedeam tineretul cum era, adică avea o identitate și vreau și eu acea identitate și stăteam în casă, îmi lucram proiectele pentru facultate, toată ziua pe Rock FM. Acestea pentru mine erau ca o travă. Pur și simplu mergeam după un curent care mă afunda în păcat. Ceva punea presiune pe mine. În urmă cu 10 luni, la începutul semestrului, venise un coleg care a fost în Germania și era total schimbat. Pur și simplu mi-a deschis Biblia și acolo am aflat că Dumnezeu este sfânt, că El nu tolerează păcatul și am văzut că Iisus a venit și a murit pentru păcatele noastre, ceea ce era într-o contradicție cu ceea ce gândeam eu, adică vin la Dumnezeu, apelez când am eu nevoie și pe aceea văd de cursul vieții mele. Doream să aflu mai multe și atunci El m-a invitat, hai să mergem la biserică. Și împreună cu câțiva colegi am mers, acolo am primit de la colegul respectiv prima mea Biblie. Seara am început să citesc, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimii lor. În momentul ăla mi-am dat seama, analizând viața mea din trecut, că eram într-o totală răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Mă identificam cu acești oameni. Singura soluție a mea a fost să mă pun în genunchi și să plâng la El, să-i spun, Doamne, iartă-mă pentru viața care am trăit-o și vreau într-adevăr să mă schimbi. Vreau să am o nouă viață. El m-a apropiat din ce în ce mai mult de cuvântul Său. Pur și simplu am început să urăsc păcatul din lume și am vrut să-L cunosc din ce în ce mai mult pe El, pe Iisus. Mă identific cu David într-un psalm de-a lui, psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Exact asta am simțit eu. Nu găseam nicio portiță de ieșire. Și El a venit în viața mea și m-a scos de acolo și m-a pus să stau lângă El și să îl urmez. Și asta e cea mai mare binecuvântare în viața asta pentru mine. Să-L urmez și să mă bucur în fiecare zi de El.